am spus că am aflat astăzi de acest amendament, l-am văzut cum l-ați văzut și dumneavoastră și ați văzut comunicare în momentul de față cu doamna Pescaru. Dar de ce s-a ajuns la această discuție? Lăsați-mă să spun încă o dată că nu răspunde activitățile doamnei Pescaru. Dar nu a fost un amendament oficial și cred că trebuie vorbit cu dumneavoastră. De ce trebuie să dau eu o socoteală? Este o activitate pe care a desfășurat-o și probabil are și o explicație pentru ea. Nu dau. Este un amendament oficial? Prima întrebare. A fost o discuție inclusiv la nivel de coaliție, la guvern și aici a ajuns. Deci dacă ar fi fost un amendament oficial... Lăsați-mă să spun până la capăt. Deci dacă amendamentul era oficial, era înregistrat și urma procedura legală parlamentară, așa cum... A fost o discuție la nivelul Palatului Victoria astăzi, înainte de ședința de guvern, în care s-a vorbit inclusiv de acest amendament. Acolo s-a decis eu nu am participat la acest... Deci, a fost o discuție eu acest... nu am participat la această înțeleg, discuție. Lăsați-mă să am părerea proprie pe care am spus de fiecare dată că din acest punct de vedere amendamentul nu a urmat circuitul oficial. Mai departe nu pot să comentez impozitarea profiturilor de la planul 2 de pensii. Nu s-a discutat niciodată despre această impozitare a profitului. Sunt bazaconii care au apărut în presă. A fost o discuție în coaliție pe problema pilonului 2 de pensii. Atunci argumentele au fost contra și s-a renunțat la acea discuție. Dar a fost acea discuție acum o lună. Da, discuțiile în urmă cu o lună le-ați văzut că s-au materializat cumva. Haide să nu dăm apă la moară unor... A fost propus de doamna Pescaru. Dar ce competență are doamna Pescaru să facă amendamente? Florin Roman, din Partidul Național. Dar vă rog să discutați cu domnul Florin Roman. Păi acum, de unde... Vă rog, haide să avem un dialog cât se poate de coerent. De unde să știu eu de unde are domnul Florin Roman informațiile? Discutați cu dumnealui. Nu sunt interesat să elucidați această situație. Dar dacă era un amendament oficial care începea să producă efecte juridice, mă luam după el, dar câtă vreme... Haideți să lămurim altceva. Mă lăsați să spun până la capăt. Dacă în urmă cu o lună argumentele au fost contra acestui demers, cum credeți că acesta s-a putut... acum variantele pentru ca să rezolvăm problema de deficit bugetar și de sustenabilitate financiară ale României sunt diverse. Depinde cele care sunt oficiale de cele care sunt neoficiale. A fost o încercare mascată de a se introduce acest amendament în textul legii? Cum să se întâmple așa ceva cu un act? Cum să se întâmple așa ceva cu un act legal? Vor fi afectate piloane. Cum să fie afectate de vreme ce este un amendament neoficial? Cum să vă spun, dacă în această perioadă de timp în care am discutat de variante nenumărate de acoperire și de rezolvare a problemelor, problemei de sustenabilitate financiară a României, fiecare dintre aceste variante a fost bazaconizată sau unele dintre ele au fost chiar duse în ridicol, cum să ne luăm după un document care nu este oficial? Dar cine l-a depus, nu vă interesează că ar fi putut să facă. Dar dacă nu este oficial, de ce să mă interesează? Deci credeți-mă că am suficiente probleme de rezolvat decât după aceste fițui să ne uităm care sunt neoficiale și nu au produs niciun efect. Pentru ce? În cazul în care colegii vă cer, pentru că amendamentul este de la Ministerul de Finanțe. Deci, încă o dată, Boloș Marcel nu este parlamentar, nu face amendamente la proiectele de legi, nu am treabă cu așa ceva. Ce să fac? Sau ce ar trebui să fac eu? Dacă este un secretar de stat, de la dumneavoastră, care a propus un asemenea amendament, care a
trecut prin mâna dumneavoastră. Vă rog frumos. Vă rog frumos aceste lucruri pe care îmi cereți să dau socoteală pentru alții să le să le cereți altora. Încercăm să înțelegem ierarhia și modul care are loc. Deci repet, un document care nu este un document care nu este oficial, nu cred că trebuie luat în seamă. Veți face o anchetă cu privire la cine a depus acest amendament? Haideți. Deci vă rog să cereți, vă rog să-mi cereți socoteală. Haideți, vă rog să-mi cereți socoteală pentru acele documente care sunt oficiale și poziția oficială pe care o are ministerul. Cazul băncilor. De ce s-a venit cu acel impozit diferențiat? Vedem acum că pe 2% deci dacă vă aduceți, dacă vă aduceți aminte, a fost 1% pe cifra de afaceri. Și această cifră de afaceri a fost redefinită ulterior ca fiind cifră de afaceri bancară. Suma care o obțineam de pe urma acestui impozit suplimentar era suficient, cum să vă spun, de mică încât să permită băncilor să aibă această creștere de 2% pe care a fost propusă și este binevenită pentru noi. Care este suma care se strânge la buget acum? Care este suma care se 600 de milioane de lei. Pe an. Da. De ce a scos de la administrație? Da, astăzi... Astăzi, după ce se va angaja răspunderea guvernamentală, veți afla detaliile.